Pentru remedierea unei defecțiuni tehnice apărute la rețeaua primară de termoficare a municipiului Timișoara, furnizarea apei calde de consum va fi întreruptă joi 9 mai de la ora 8 până la ora 17 la punctele termice 27 și 28. Consumatorii afectați sunt arondați străzilor Martir Gheorghe Iosub, Martir Dumitru Osman, Leandru Lui, Sever Bocu, Amiciției, Arcașilor, Constantin cel Mare, Ecoului, Martir Silviu Motohon și Perlei. În total, un număr de 41 de branșe Mente. La finalizarea lucrărilor, poate apărea fenomenul de turbiditate pentru o scurtă perioadă de timp, motiv pentru care este recomandată evitarea folosirii apei în scopuri menajere până la limpezirea ei.